Bună seara, dragii mei! Iată-ne la o nouă întâlnire cu Aurora. Titlul emisiunii de astăzi este unul care cred că o să vă placă: roluri și măști în relațiile de cuplu. Cum mi-a venit ideea? Haideți să vă spun, pentru că este interesant și chiar s-ar putea ca să vă fac să vă gândiți la mai multe lucruri la care poate nu v-ați gândit. Și poate că, mai mult decât sigur, cu ajutorul invitațiilor de astăzi, domnișoara, e clar, este doamna Macavei Miruna și este soția domnului Costin Vasile aici de față, pe care îi cunoașteți ca Miruna și Costin și cu care ne-am mai întâlnit și altă dată și cu care ne întâlnim astăzi pentru că rugămintea voastră, a celor care ne urmăriți, a fost să continuăm acea emisiune cu relațiile de cuplu, unde îmi spuneați că ați învățat o mulțime de lucruri folositoare. Haideți să vă spun acum cum mi-a venit ideea titlului emisiunii de astăzi. Duminică am fost la un film care rulează acum în mall-uri, Magic Mike 2. Este un film la care, sinceră să fiu, n-am mers cu foarte multe pretenții. M-am gândit, un film de vară, un film cu stripperi. Am zis, noi ne-am adunat mai multe fete și am mers împreună cu cumnatul meu, care întotdeauna se descurcă atunci când sunt foarte multe doamne. Și bineînțeles că ne așteptam la ceva foarte ușor și foarte, hai să spunem, un pic poate șocant pentru doamnele mai în vârstă. Când am ajuns acolo, ne-am trezit în fața unor întrebări și a unor probleme cu care, cel puțin eu, mă confrunt de mai multă vreme la cabinet. În anii 90, atunci când au venit cipe în dăil, vă dați seama că, la fel ca multe alte doamne, ne-am dus și noi foarte curioase să vedem ce Dumnezeu fac stripperii ăștia, de care auzisem, dar pe care nu-i văzusem. Și, sinceră să fiu, la acea vreme am fost foarte indignată văzând ce făceau puștoicele sub 20 de ani. Dragii mei, dacă doriți să vă faceți o idee, vă duceți la film, vedeți exact ce fac, ce spectacol dau doamnele în sală și pe scenă și nu stripperii, și o să vă faceți o idee, cam să vă dați seama așa, cam ce am văzut eu atunci și ce m-a oripilat pe mine atunci. Credeți-mă că după 25 de ani care au trecut, am devenit mai înțeleaptă, mai îngăduitoare și am început să mă întreb de ce femeile și femeile noastre nu îndrăznesc să se arate așa cum sunt în fața partenerilor lor. De aceea am optat pentru roluri și măști, pentru că este foarte interesant, din teamă că partenerul ar putea să le judece ca fiind ușuratice, ele nu îndrăznesc să spună nici ce simt, nici ce vor, nici cum sunt, ci se învață una pe alta că este bine, eventual, dacă vrei să ții o relație mai mult timp sau chiar o căsnicie, să ai un amant cu care să poți să-ți faci toate trăznăile posibile și imposibile, iar soțul tău să te știe numai ca, eu știu, ca Fecioara Maria, eventual. Lucru care, discutând cu invitații de astăzi, am ajuns cu toții la concluzia că nu este deloc indicat pentru o relație sănătoasă. Pentru că la un moment dat nu poți să te prefaci la nesfârșit și la un moment dat partenerul sau partenera ta, pentru că e valabil și pentru bărbați și pentru femei în aceeași măsură, la un moment dat ei vor vedea exact cine ești. S-ar putea ca la început să fie foarte confuzi pentru că nu se așteaptă, dar în momentul în care încep să se repete, bineînțeles că lucrurile încep să degenereze. Ce m-a uimit din nou la acest film, pe care, culmea, îl recomand să vă duceți, culmea spun pentru că sunt o femeie care până nu de mult am avut extrem de multe prejudecăți în acest sector și care încetul cu încetul, discutând cu femeile care vin acolo și cu bărbații care vin la cabinet, am început măcar să înțeleg, măcar să fiu mai blândă și mai îngăduitoare cu cei care într-adevăr sunt cu niște probleme și care vor să și le rezolve. Mi-a plăcut cum sunt tratate femeile acolo în film, în sensul că sunt tratate toate ca niște regine.
Costin face parte dintre puținii bărbați care, pe care i-am văzut purtându-se cu toate femeile, inclusiv și mai ales cum Miruna, ca și cum ar fi prințese, regine, lucru care mi-a plăcut foarte tare. Da, femeile își doresc măcar să fie tratate ca niște prințese, ca niște regine. Este rolul bărbatului însă să le ajute să fie mai puțin inhibate. Este vorba de foarte multe care nu arată ca niște modele, ca top modelele, și care au nevoie, ca măcar în ochii bărbatului de lângă ele, să se simtă speciale, să se simtă importante, și asta, într-adevăr, numai partenerul lor le poate face să se simtă așa. Sunt multe întrebări pe care le-am spicuit din întrebările pe care mi le-ați pus pe Facebook. Este izvorul meu de inspirație și multe din lucrurile de acolo le-am spicuit ca să le putem discuta astăzi în emisiune cât ne va permite timpul. Este vorba de caracteristicile bărbaților și femeilor care ajută la durata unei relații. Pentru că foarte mulți tineri se plâng că relațiile lor nu durează. Este vorba de, în același timp, ce să facem în momentul în care ajungem să ne plictisim sau să ne simțim singuri în cuplu, pentru că parcă este mai trist să te simți singur în doi decât atunci când ești singur, că atunci știi că n-ai cum să fie altfel. Cum putem depăși momentele de tensiune, care este inevitabil să apară într-un cuplu? Dacă să arătăm sau să nu arătăm celuilalt că-l iubim? Cum să ne comportăm? Cât de des sau cât de puțin des să spunem sau să nu spunem te iubesc? Mai mult decât atât, cum ne descurcăm cu pacienți, cu pacienții, la mine sunt pacienți deja, cum ne descurcăm cu partenerii sau partenerele care devin sufocante, care sunt ca un fel de ventuze sau care ajung să ne invadeze viața, să ne controleze toate mișcările și așa mai departe. Sunt foarte multe probleme pe care recunosc că sunt într-adevăr probleme și pe care în momentul în care mi le-ați ridicat mi-am dat seama că este cazul să mă plec cu mai multă îngăduință și să nu le mai socotesc, hai să spunem așa, banale sau, eu știu, neimportante, pentru că, într-adevăr, mi-ați demonstrat că dacă nu ești fericit în cuplu, poți să ai toate bucățile din lume și n-ai să fii niciodată fericit. E normal ca fiecare dintre voi să caute pe cineva cu care să se poată înțelege. Și dacă sfaturile pe care ni le vor da astăzi cei doi invitați o să vă ajute, o să fim mulțumiți că ați putut să depășiți încă o perioadă în viața voastră spre o viață mai bună. În primul rând, haideți să le spunem celor doi care au venit aici, invitați dragi nouă sufletului nostru, Miruna și Costin, bine ați venit în emisiune. Mulțumim pentru invitație. Venim cu plăcere de fiecare dată. Vă dați seama că de fiecare dată o să fie din ce în ce mai bine și mai frumos, pentru că relația noastră nu se termină aici și bineînțeles că sunt foarte multe lucruri pe care le cunoașteți, le știți și pe care chiar dorim să le discutăm împreună ca să îi ajutăm pe cei care ne urmăresc să aibă o viață din ce în ce mai bună. Deci, haide să începem cu întrebările care vi se adresează. În opinia voastră, răspunde cel care se socotește pregătit pentru așa ceva, care sunt caracteristicile, trăsături, eventual aturi, ale unui bărbat și, bineînțeles, și ale unei femei, dacă există asemenea aturi, care să ajute la durata unei relații. Da. Ce să zic? Pentru un bărbat este important ca partenera lui să fie deșteaptă, îngăduitoare, blândă, harnică și mămoasă. În sensul că da, dragii mei bărbați,
O femeie când este mămoasă arată că îi pasă de tine, arată că îi ești drag, că te iubește. De aceea este foarte atentă să nu pățești ceva, să nu faci vreo greșeală și așa mai departe. Deci toată această cicăleală nu este altceva decât o formă de exprimare a iubirii. Și uite, da? Cum ajungem încetul cu încetul la roluri și măști, pentru că tu le spui doamnelor, dacă vrei să ai o relație bună cu un bărbat, trebuie să fii mămoasă, să nu te arăți așa cum ești, adică scorpie, ci să fii pur și simplu cea mai dulce și cea mai slabă femeie. Deci, să vedem. De ce nu m-ai lăsat să termin? Păi așa sunt femeile. Nu știu că femeile întotdeauna au, la un moment dat era, nu știu cine sunt astăzi, într-o emisiune. Sunt greu de pornit și pormă greu de oprit. Da. Într-o emisiune spunea cineva că femeile întotdeauna îți dau mii de variante care, de care n-ai nevoie de niciunele, dar ele le simt nevoia să ți le dea. Așa și eu acum. Și mai ales să fie o femeie creativă și liberă. Liberă nu înseamnă libertate, nu înseamnă libertinaj. Da? Deci trebuie să fie liberă să se manifeste așa cum este ea, cum să spun eu, formatată, da? De natură, de divinitate. Nu poți să îi impui unei femei să facă ceva. Dacă i-ai impus acest lucru, chiar dacă va face cum vrei tu, ai pierdut relația cu ea. Și atunci, cel mai bine este, cum spunea, nu mai știu, un bărbos din antichitate, că așa îmi place mie să le spun la filozofii ăștia din antichitate, dacă lași liberă persoana de lângă tine să se manifeste așa cum este, chiar dacă pleacă, ea se va întoarce la tine dacă te iubește. Dacă nu te iubește, orice ai face să stea lângă tine, orice ai impune, orice, poate chiar tu să stai în genunchi în fața ei și asta, tot nu te va iubi. Și atunci cel mai bine este să nu cumva să agresezi sau să atentezi la libertatea femeii. Ok, dar eu te întreb pe tine. Deci chiar am să te rog, invitația este valabilă și pentru tine ca pentru toți ceilalți bărbați, să vă duceți să vedeți exact ce fac femeile când sunt cu voi. Eu nu spun acum că toate sunt așa, nu spun că, deși crede-mă că acolo se duc în general femei care sunt gospodine, care fac treabă, care se duc, deci dezlănțuirea asta apare acolo unde nu este bărbatul de care ele țin cont, deci care pentru ele înseamnă foarte mult. Ele acasă și acolo unde se duc sunt dulci, plăcute, gospodine, cum vrei tu. Și în momentul în care se duc acolo, încep să se dezlănțuie. Spune-mi, te rog frumos, ce pot să facă bărbații? Să le oblige în continuare să se comporte altfel decât le este firea, sau să accepte, cum am acceptat și eu, destul de greu, dar am acceptat, că fiecare are dreptul până la urmă să fie așa cum este. Pot bărbații să treacă peste aceste prejudecăți, că sunt prejudecăți, e adevărat, și să accepte partenera de lângă el că poate să aibă și un alt mod de manifestare și un alt mod de gândire. Nu cumva el o va considera nu liberă, ci libertină în momentul în care va vedea la ea asemenea comportament? Și bărbații trebuie să se educe, nu numai femeile, deci și ei trebuie să treacă peste aceste taburi pe care le au, ca soția trebuie să fie sfântă în casă să nu, și așa mai departe, în schimb se duc să-și facă, eu știu, plăcerile la bordelul din colț. Deci și ei trebuie să treacă peste această, cum să spun eu, educație strictă și să înțeleagă că femeia trebuie să-și exprime feminitatea, da? Și mai bine și o exprimă în familie cu el, da? Și să accepte exprimarea acestei feminități, dar pentru asta trebuie el să fie foarte puternic să facă față acestei exprimări a feminității, pentru că bărbaților le este frică de puterea femeii. Uh-huh.
De asta le încorsetează. Și atunci le încorsetează, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, nu e bine să faci aia, mă faci de râs, sau, eu știu, faci de râs familia, sau faci de râs asta, dar și atunci ele se sunt din ce în ce mai încorsetate, se acumulează acolo o tensiune și acea tensiune va erupe, va exploda cumva. Dar care este linia, deci până unde poți accepta un comportament, până unde, adică care este acea linie destul de subțire, practic. Vedeți, aici revenim la momentul realizării cuplului. Tinerii au nevoie de experiențe de viață. Și eu și soția mea am avut experiențe de viață, da? Pentru prima căsătorie n-am fost pregătiți. La 20-22 de ani nu ești pregătit pentru căsătorie. Nu știi ce ai o relație de cuplu și bineînțeles că am dat kicks, da? Am acumulat experiență după aceea, 10 ani, 12 ani, după acel eșec, mai mult sau mai puțin dureros, eu consider, cum să spun, o experiență de viață, că m-a adus unde sunt acum, da? Și când am acumulat suficientă experiență de viață, când mi-au trecut toate fanteziile și când mi-au trecut toate așa și nu mai... Am început să urmăresc evenimentele de genul am nevoie de experiența asta, da sau nu. Dacă aveam nevoie de experiența respectivă, da. O realizam. Dacă nu, de ce să fac eu ceva de care n-am nevoie? E, cam aici ar trebui să ajunge. Deci în momentul în care două persoane sunt pregătite pentru o relație de cuplu, da, ele au o experiență de viață care le arată unde... Cum, și cum să experimenteze mai departe relațiile, relația, da? Dacă ai nevoie de o experiență, am spus, trebuie să o faci. Altfel va rămâne ca o frustrare care va crește în interiorul tău și va exploda la un moment dat. Dar în momentul în care tu ai trecut, ai acumulat experiența, ai făcut lucrurile respective sau le-ai văzut, le-ai citit, le-ai analizat, le-ai... și îți dai seama că experiența aceea nu te va îmbunătăți, nu te va face un om mai bun, nu te va face... Atunci n-ai nevoie de experiența respectivă. Dar cum poți și ca femeie și ca bărbat să-ți dai seama dacă celălalt care vine spre tine își dorește același lucru ca și tine sau nu are cumva o mască sau joacă un rol? Pentru că știți foarte bine, la început, cel puțin 3 luni de zile, fiecare încearcă să scoată ceea ce e mai bun. Scoate serviciu de argint, scutură, da, peste tot. Deci se face, da. Exact. Cum reușesc, cum ar putea să reușească să înțeleagă, să simtă și să se prindă, hai să spunem, mai repede? Pentru că ați văzut foarte bine, tinerii merg cu o rapiditate extraordinară astăzi, intră în relații cu foarte multă ușurință și te trezești cu ei că se mută imediat împreună, că după aia stau după 3 luni de zile să bat, să ceartă și să despart și așa mai departe. Și până toți suferă. Deci asta este cel mai caragios lucru, că toată lumea dă vina pe celălalt, nimeni nu este vinovat, dar toată lumea suferă. Ia spune Miruna, că poate... Da, da, da. Da, ești mai apropiată de ei, așa, și poate da, ți se spovedesc, da, spovedesc mai repede. Eu vorbesc din experiență, nu din cărți, despre ce ai întrebat. Da, da, da. Mai țin minte că data trecută am vorbit de cartea aia în care se spuneau care sunt pașii, da, ca să da, da, ai o relație bună, din perspectiva femeii, da, deci ce trebuie să facă femeia. Ca să răspund la întrebare, este, trebuie să pui la încercare partenerul respectiv, să vezi cum ar reacționa înainte să decizi că vrei să fii într-o relație cu el. De exemplu, femeia se duce la întâlnire mai târziu, da? Să vezi cum reacționează respectivul. E blând, e calm, e răbdător, te înțelege, ai întârziat jumătate de oră, sau face sau te aștepte, nu te mai așteaptă. Aruncă florile și scoate bățul. Da? Și odată încerci așa, odată încerci altfel. Dacă el s-a prins de treaba asta, te încearcă și el, da? Pentru că nu poți să reziști la nesfârșit. Da, da, așa e. Că deci n-ai cum, sterile, altfel. Da. Altfel așa? N-ai cum, în mod real, că altfel fiecare cu masca lui, și îmi place titlul pe care l-ai ales pentru emisiune, fiecare vine cu masca lui cea mai frumoasă, o mai dă cu spray, o mai lăcuiește și nu știi. Pe când așa, dacă pui într-o situație în care trebuie să reacționezi așa cum este, da? În special stresantă, da? Deci o plăcută,
atunci începi încet, încet să-l cunoști în mod real și să vezi care e sub mască, care e primul strat, după aia care e al doilea și așa mai departe. Deci trebuie să încerci omul, rămâne, da. Să-l împungi cu cuțit, cu da, vedeți, cuțitaș. Pe vremuri, ca să nu zic, pe vremea așa. Tânăr și așa mai departe. La noi la țară, la sat, la noi la români, exista această perioadă în care tânărul curta fata, se ducea la gard și ieșea tata cu parul. Așa. Ce vrei? Nea Ioana, aș vrea să vorbesc și eu cu Floricica. Ce vrei, mă, să vorbești cu ea? Păi știi, bine, dar să nu intri în curte că jar mănânci. Și vreo 3 luni de zile bietul băiat pe la gard era, da? Curta pe tata. Da, le curta pe tata. De acolo trebuie să fie a curta. Da. Că nu-i după dă de voie să intre în curte. La gard. Ce vreau să zic este că era un proces. Era, cum să spun eu, o perioadă în care tinerii se testau. Da? Vedea tata dacă băiatul chiar are răbdare, 3 luni, 6 luni, și pe urmă când venea la horă, veșeau cu toții și aia bătrânii erau cu binoclurile acolo și tinerii dansau hora, așa, pe care pe unde au dispărut. Se duceau după ei și aveau grijă să nu se țină decât de mânuță. Da? Tot acest proces avea rolul lui, pe care tinerii nu-l înțeleg astăzi, dar era tocmai rolul de a te cunoaște. Era tocmai rolul de a întări relația dintre cei doi, să se dorească foarte mult, să se întărească această, cum să spun eu, iubire care se năștea între ei. Și în momentul în care ea era clară, era că este clar că nu vor putea trăi unul fără celălalt, da? Atunci mergeau mai departe cu căsătoria cu și logodna întâi, care mai durea și aia vreun an de zile și se făceau nunțile numai toamna, așa mai departe, deci nu în fiecare săptămână. Cam asta ar fi cu rolurile și măștile. Da? Deci nu poți să vezi rolul care joacă sau masca care și-a pus-o în câteva zile, în câteva săptămâni. Cum. N-ai pe cum. Facebook, cum se n-ai face cum. Acum, da. Flirtăm da. Pe Facebook. Da. Am văzut că se caută parteneri, de exemplu, care să plece într-o țară străină. Deci pentru mine chiar mi se pare o chestie foarte stresant, așa că poți să pleci cu un om pe care nu l-ai văzut în viața ta, cu care doar ai discutat și să te duci într-o țară străină. Deci e deja, da. Hai să zicem, puțin imprudent. Cred că graba asta de a intra într-o relație, o grabă falsă. Lumea simte că nu mai are timp, dar nu e așa. Nu e așa. Tipul ți-l dragii faci. Mei, cred că avem ceva. Are timpul ceva cu noi, pentru că ajungem da? La pauză, dar nu știu cum am ajuns la pauză atât de repede, că de-abia am intrat. Da. Da. Cred că dacă mergem în ritmul ăsta, o să mai avem încă 3-4 emisiuni de acum încolo. Bine, asta e, dragii mei. Ne vedem după pauză. Dragii mei, din fericire pentru noi s-a terminat pauza de publicitate, pentru că vă dați seama că aici în culise, ca să spunem așa, noi n-am făcut decât să discutăm în continuare de problemele care par mai mult decât arzătoare la această oră. Încă un punct care aș dori să-l discutăm împreună cu invitații mei este ce se întâmplă de apare plictiseala în cuplu și ce anume se poate face ca să se treacă peste aceste momente de plictiseală. Vă dați seama că după aceea vom discuta ceva înrudit cu plictiseala, care creează momentele de tensiune. Că atunci când începi să te plictisești de celălalt, nu-ți mai place nimic și dacă până atunci era coborât din rai pentru tine, dintr-o dată omul acela începe să-ți creeze probleme. Hai, Miruna, văd că te-ai pregătit deja, da? Sau de el, da? Bine, atunci haide. Hai, Costin. Este, rutina este moartea pasiunii, ca să zic așa. Deci căutați să trăiți viața zi de zi altfel decât ziua de ieri. Chiar dacă faceți același lucru ca și ziua de ieri. În momentul în care apare o rutină, vin de la servici, îmi pun geanta, mă dezbrac, îmi fac duș, mănânc, mă culc, rutina aceasta, câteva săptămâni, luni, ani de zile, duce la dispariția acelei atracții unul față de celălalt. Și atunci, și aici este rolul bărbatului, în primul rând, dacă are suficientă maturitate și înțelepciune, să rupă și să vină cu surprize
partenerezi. Să vină la servici și să-i spună, astăzi mergem nu știu unde. Și ea să zică, n-am chef. Bine, unde vrei să mergem? Aș vrea să mergem acolo. Mergem acolo. Dar rupe rutina. Sau astăzi vrem să facem, nu știu, ciorbă. Facem ciorbă, dar ieri am făcut supă. Adică în fiecare zi trebuie făcut ceva împreună și ceva diferit, în așa fel încât să nu apară rutina. În momentul în care apare rutina, am spus, cele două persoane ușor, ușor încep să se îndepărteze pentru că dispare legătura dintre ei. Rutina taie legătura dintre cele două persoane. Și atunci, bărbatul trebuie să ia inițiativă, pentru că de-aia e bărbat, nu? Dar el este manifestarea energiei yang, cea care activează, cea care acționează. Și atunci? Dar mie, doamnele, la mine doamnele se plâng că doar ele trebuie să facă curățenie, mâncare, să spele, să calce, nu știu ce. Și că bărbații lor preferă ca și grijile gospodărești și educația copilor să cadă în numai, exclusiv în sarcina lor. Ori dacă vine bărbatul și zice, hai să mergem astăzi, nu știu, să ne plimbăm pe pod. Și ea îi zice, păi știi că trebuie să spăl rufele pentru ăla mic și să-i pregătesc, să-ți pregătesc chiar și ție pentru a doua zi. Cum procedăm atunci? Crezi că vor fi dispuși partenerii, bărbați, să pună mâna și să își ajute soțiile ca să poată să meargă poate într-o excursie la sfârșit de săptămână sau poate, eu știu, să pună și el mâna să îl îmbrace pe ăla mic când se duce la grădiniță până când soția pregătește masa pentru toți? Crezi că vor fi dispuși? Pentru că, fără nicio exagerare, majoritatea doamnelor căsătorite se plâng că doar ele trag, iar bărbatul vine acasă, citește ziarul sau se duce cu băieții la bere. Și cele mai deștepte dintre ele chiar îi lasă să meargă la bere, pentru că există această nevoie și la o femeie și la bărbat de o perioadă pe care să o petreacă împreună, nu să se ducă la derbeduit, dar are nevoie și femeia și bărbatul să petreacă împreună cu prietenii o frântură acolo din timpul care este, ca după aceea să vină îmbogățiți la cuplu, să vină. Ia spune, cine dorește să vorbească? Hai. Păi, în primul așa. Rând, bărbatul trebuie să înțeleagă că dacă vrea o superwoman lângă el, trebuie să fie și el un super bărbat. Da? Și atunci trebuie să preia din sarcinile, da? Să o ia frumos pe soție și să-i spună, lasă că de asta mă ocup eu, du-te tu la shopping, du-te tu cu prietenele tale, du-te tu la pictură, îți du-te tu la cursul de, eu știu, du-te tu la cursul de, în fața televizoarelor acum scrâșnești din dinți? Nu, de ce? De ce? Pentru că dacă vrei, într-adevăr, să ai, vedeți, era o zicală foarte frumoasă, Puști îl întreabă pe tatălui cum să caute femeia perfectă pentru el. Da? Și tatăl îi spune, lasă căutarea femeii perfecte, fii tu bărbatul perfect și ea va veni la tine. E, aici, domnilor, trebuie să mai lucrăm. Și eu recunosc, trebuie să mai lucrez. Mai am pe aici, pe acolo, așa. Deci, și încă o dată spun, toate aceste lucruri se definesc în momentul legării cuplului. În momentul în care eu și Miruna am decis să fim un cuplu, eu știam până unde pot să-mi întind șosetele, da? Și cât pot să le las sau nu, să nu le las, da? Ea știa cât poate să insiste cu controlul, da? Asupra mea și așa mai departe, dar erau niște lucruri pe care noi le-am delimitat și le-am spus clar atunci, în cei 7 ani de zile până când ea s-a hotărât să spună da și să devină soția mea. Deci, în cei 7 ani de zile noi ne-am cunoscut foarte bine și am zis, da, domne, eu pot să fiu, eu știu, prelungirea ea, adică să o pot să preiau din sarcinile ei și să o pot să las și pe ea să fie. Când ea nu este acasă pentru care se duce să se întâlnească cu o prietenă, să facă cumpărături și așa mai departe, eu am învățat să întrețin curățenia pe care o face ea. Nu înseamnă că eu mă apuc, nu înseamnă că eu mă apuc să fac curățenie, dar este mare lucru dacă eu, dacă ca bărbat, munca, întrețin exact curățenia. Dacă respecti, da? Așa e.
Adică nu mă apuc și las farfurile murdare, nu mă apuc și, eu știu, nu strâng și așa mai departe. Las coșul de rufe desfăcut și așa mai departe. Nu, deci, întrețin atât cât pot, cât îmi permite și mie masculinitatea din mine, da. Dar una este să o iei de la zero în fiecare zi și să strângi și să speli și să ștergi praf și să așa. Și alta este când vii și doar pe aici pe acolo să mai faci de ceva. Deci este o, în primul rând, un respect pe care îl arăți partenerii. Da? Uh-huh. Iar din perspectiva femeii, soției așa. Sau partenerii de cuplu, trebuie să ai răbdarea și înțelepciunea ca încet, încet să-l atragi pe partener în ce faci. Și spui, iubitul meu puternic, ridică tu așa. Greutățile astea și pune-le la loc. Sau du tu coșul de gunoi că ești mai musculos. Și chiar dacă par manipulări, să zicem, cu ghilimele da, de rigoare, sunt. Da, bărbații au nevoie să audă că sunt puternici în ochii partenerei, mm-hmm. că ei sunt cei care, pe care se sprijină relația, pentru că ăsta e adevărul, dintr-o perspectivă. Vor să se simtă utili. Deci, dacă îi spui, du-te și fă tu asta pentru că te pricep mai bine, da. Ești mai puternic, îți găsești mai ușor drumul, de exemplu, eu spun, eu nu știu să ajung nu știu unde, că nu am da. Orientare. Da. Bărbații au, du-te tu, că ești mai priceput la asta. Și încet, încet, rolurile se echilibrează. Nu de la început, durează un an, doi, nouă, mm-hmm. nu știu. Da, până se face rodaj, da? Peste tot. Însă și femeia, cred că preia tot ce e în casă, pentru că ea vrea să controleze cuibul. Și atunci nu o lasă din mână nici. Da. E mai puțin, da. Adică mai puțin ideea de a-l controla, cât de a se simți utilă, din câte am văzut eu. Ea crede că în felul da, acesta devine asta. Indispensabilă. Exact. Și exact. Că bărbatul va fi cumva va gândi tot timpul că vai cât este de bine cu ea, vai cât da, de necesar este. Aici. Păi știu că face, dar așa gândesc femeile. Face un mototol din el. El nu va ști să-și strângă patul, el nu va ști să-și facă un ochi, el nu va ști să-și facă o salată, el nu va ști nimic, nu va ști să-și coasă, nu știe unde batistele și nu mai zic de subturile, da? Deci, el, pur și simplu devenind că venea, nu știu, ai spus la început ceva de parteneră sau partener Ventuză, da? Da. Aceștia sunt parteneri ventuză, te sufocă și nu mai știi ce să faci și pe urmă aștepți să zică el ce să faci și pe el sau pe ea o enervează și mai mult treaba asta. Adică, dar ce, tu n-ai minte să pui lucrurile alea sau ție, tu nu știi să faci de mâncare până vin eu sau ce, nu știu, dar tu nu mai ai curaj să faci pentru că orice făceai nu făceai bine sau orice făceai nu era suficient. Da? Și atunci rolul cum să spun eu acelei perioade de tatonare este să ne cunoaștem și să știm cum să ne completăm reciproc, în așa fel încât să nu devenim unul dependent față de celălalt, că nici bărbatul nu este bine să fie dependent față de soție. Dacă soția nu este acasă, el nu știe să se îmbrace. Nu știe ce cravată să-și pună, să plece la servicii și pleacă cu pantofii nefăcuți că nu și-a dat seama că trebuie să făcuți și așa mai departe. Adică, nici așa. Mai trebuie și ei plesniți așa ca băieții, da? Și ea mai fă și tu pantofi, ea mai calcă și tu cămașa, ea mai... Adică, la modul plăcut, vedeți? Până la urmă, totul trebuie să se rezumă și la un joc, da? Iar simțul umorului este indispensabil aici, atât în special bărbatul, că noi suntem așa cu simțul umorului, da, da. Dar trebuie să avem simțul umorului ca să trecem peste aceste momente în care credem că suntem controlați de soție și îi spun, da, draga mea, imediat, ce spune, pa, zum, 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 zum. Da, și ce dacă alții mă consideră că sunt sub papuc sau că sunt așa, am cea mai frumoasă relație, da, din lume, alături de soția mea. Iar soția mea este zeița al cărei altar i-am făcut inimă. Da? Asta discutam noi în pauză, că spuneam că femeile n-au nevoie decât să se simtă speciale. Deci dacă bărbatul se poartă în așa fel încât ele se simt importante, sunt în stare să treacă peste absolut orice. Pe când bărbatul, exact cum spunea Miruna mai devreme, simte nevoia să fie util, simte nevoia să fie important, să facă niște lucruri și apreciat, și, da, și apreciat pentru ceea ce face. Culmea este că la mine vin doamne în vârstă,
cu o căsătorie deja de ani de zile, de zeci de ani de zile, care se plâng acum că sunt bolnave, de-abia se mișcă și că bărbaților nu se, nici măcar nu duc gunoiul, nici măcar nu se duc să facă, să încălzească o mâncare și așa mai departe. Și pe bună dreptate le-am întrebat, dar cine i-a învățat așa? Și au zis, da, dar atunci făceam din dragoste. Zic, păi din dragoste, acum se răzbună la bătrânețe. Acum trebuie să facă el din dragoste. Exact. Cum depășim momentele de tensiune? Pentru că apar în orice cuplu, oricine spune că nu există, că la ei totul e roz, nu e adevărat. Așa că spuneți-ne, cum se poate depăși un asemenea moment de tensiune? Ce-am observat din ce ni se mai întâmpla și nouă. La început nu era ca acum, acum e din ce în ce mai bine, nu ne certăm o dată sau de două ori pe an. Da. Așa, ca să ne mai aducem aminte, da, cum ca, e. Ca deci să fie, să nu vă plictisiți. Când, sunt, când se, e pe cale să se declanșeze cearta sau deja încep să, așa, unul dintre ei trebuie să se retragă, să facă alegerea conștientă să se retragă. Chiar dacă e furios, e mai conștient că e furios decât celălalt care deja face spume, să zicem, cu închidurile negoare, și trebuie să se retragă. Deci nu trebuie să fii furios în același timp în cuplu, da? Am înțeles. Ești furios, e furios el, eu tac, da, ai dreptate, chiar te retragi, așa, îl lași să spună, sau te retragi, te duci și așa, nu spui, vezi că nu știu ce. Iar noi, prin ce facem, prin tehnicile noastre de chinezești, de qigong, ele șterg cumva. Deci, chiar dacă m-am certat, să zic, acum o lună, eu nu mai știu ce a fost. Eu nu să zic, mai știi că acum o lună mi-ai făcut, da, și mi-ai zis. Deci nu le aduni acolo, nu faci dosar. Problemele în cuplu așa sunt, se strâng, se strâng și când te cerți odată, te cerți pentru 6 luni. La noi este, s-a spart ceva. Hei, s-a spart ceva, aia a fost, hau, și nu mai știi, peste o lună a dispărut. Deci asta e, ca fiecare lucru care apare să fie rezolvat atunci. Și rezolvat și preventiv. Te-am întrerupt, te rog, mă spune ce vrei să spui. Da, sunt lucruri, câteodată, primul lucru trebuie să înțelegem că suntem de acord, că nu suntem de acord, cum spune englezii, da? Adică fiecare are părerea lui, da? Și atunci unul din noi, care e mai puțin intrat în starea de furie, face pasul înapoi în care lasă pe celălalt să se descarce. Da? Acum să nu înțelegeți că de fiecare dată este același. Da, nu. Normal. Ce trebuie să înțelegem este că automat și cel care se descarcă, că sunt eu, că este Miruna, după un sfert de oră, 20 de minute, vine cu cuvintele magice. Îmi pare rău, în primul rând. Dragii mei, uitați-vă în ochii mei. Așa. Mi-a fost foarte greu să spun aceste cuvinte. Îmi pare rău. Dar folosiți-le. Folosiți-le și în felul acesta partenerele voastre nu vor acumula frustrări. Da. Îmi pare rău, te rog, iartă-mă. Și asta, da? Cred că sunt grele. Adică și asta este greu. Adică cum eu, marele mascul feroc, da? Recunosc că am greșit, că îmi pare rău, că nu știu ce, da, mai greșim. Și încă ceva, nu ridicați vocea, chiar dacă sunteți furioși sau nervoși sau vă vine să sparge, sau nu ridicați vocea. Da? În momentul în care se trece la țipete, atunci e o problemă. Da? În momentul în care sunteți furioși, aduceți-vă aminte, în primul și în primul rând, de ce sau cum ați ales să trăiți alături de partenerul. Ce v-a apropiat mai mult, nu ce v-a depărtat. Aici, da? Am ridic mingea la fileu. Cât de des trebuie să răspunem partenerului sau partenerei că îl iubim? Deci să-i arătăm sau să nu ne arătăm foarte tare prinși în toată situația sunt asta. Sunt două situații diferite la femei și la bărbați. Ia să vedem. Din punctul de vedere al bărbaților, așa, trebuie să-i spuneți zilnic și de multe ori. Femeii da, că o iubiți. Că o iubiți, da? Așa. Pentru că ea, în privința asta, are memoria scurtă. Dacă i-ai spus acum 10 minute, ea a uitat. Și ea, acest lucru vine din psihologia feminină, care este nesigură pe ea.
Da? Deci femeia trebuie să-i spui de multe ori că o iubești până când se înțeleagă, să priceapă că o iubești. Altfel se gândește, nu mi-a mai spus că mă iubește, înseamnă că nu mă mai iubește. Dar tu i-ai spus acum 2 ore. Mm-hmm. Și atunci trebuie să-i spui. Pe altcineva, pe cine și-am găsit? Exact. Deci, din punctul de vedere al bărbaților, chiar dacă vă vine greu la început, repetați-i. Te iubesc, dragă mea. Și, dragă mea, știți, am spus astăzi că te iubesc? Nu mi-aduc nu aminte. Nu mi-aduc aminte. Da, chiar dacă știe. Chiar dacă i-ai spus. Acum... Hai să vedem ce spun doamnele. Da, la bărbați cred că se aplică mai mult, am pus eu o întrebare, cele 5 limbaje ale iubirii. Deci trebuie să găsești un limbaj care nu ține neapărat de ureche, care la femei nu mai la femei funcționează, da, urechea. Sau dacă e vorba de ureche, trebuie să-i spui te iubesc altfel. Sunt foarte mândră de tine, apreciez ce ai făcut, da? Și mai ales în public, dacă se poate spune acest te iubesc în public, este super. Armăsarul meu puternic. Am înțeles. Te iubesc, poate să fie mai la sfârșitul frazei, da? Sau să-i arăți că îl iubești prin limbajele respective, orică petrești timp, orică faci servicii, ori îmbrățișeri sau sex, cum atingeri sau sex, ori complimente sau aprecieri, da? Deci trebuie să găsești un limbaj mai concret, să zic, nu știu dacă da, zic da, bine, da, da, da. Da? Prin care să demonstrezi iubirea mai mult decât să o spui să se audă. Cum să se poarte doamnele în public, că am văzut, de exemplu, câte unele care îi fac zob pe parteneri și îi pun în niște situații absolut jenante. Că n-ai dus acolo, că n-ai făcut cu tare, că nu, că ți-am zis, dar nu știu ce, sau încep, lasă că-l știu eu când te duci tu, nu știu pe unde și... Miruna, spune-le, te rog, că sunt greșeli care sunt capitale. Da. Spune-te, Miruna, după aia spune un banc. Să da, 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 chiar este da, bine. Să mai, să mai, să mai detensionăm puțin atmosfera. Deci în niciun caz în public să se spună lucrurile astea. Dacă vrei să le spui, le spui când ești în... doar cu el, să știți doar voi și în public nu. Da, deci, dacă spui asta, l-ai nenorocit pe bărbat. Deci s-a terminat relația. I-ai tăiat relația, masculinitatea, da. I-ai tăiat toată mândria pe care avea el și care vrea să-și o păstreze față de ceilalți. Pentru că femeia te cunoaște cel mai bine și dacă spune ea, e clar că așa s-a întâmplat. Ea spune... Așa, repede înainte. Deci o bătrânică prinde peștișorul de aur și peștișorul de aur spune-mi repede ce dorință vrei să-ți împlinesc și alea ți le împlinesc. Și aia să trăiesc într-un palat. Bă, îi face bujdeu ca palat. Să, cum să spun, să fiu bogată și frumoasă și tânără. Opa, că face peștișorul repede. Și motanul meu să-l faci cel mai frumos prinț și așa mai departe. Face, bă, pleacă peștișorul, vine motanul prinț, o ia în brațe, draga mea, minunată, te vezi eu. Te duc în pat acum și, draga să nu fie cu peste copii. Să nu sucumba să spui ceva. Nu, delicat, așa. Și știi, draga mea, o să-ți pară rău că m-ai castrat. Acum 3 luni ca motanță. Da. Deci, asta fac doamnele. Taie încrederea bărbaților, taie, cum să spun eu, puterea lor de a se regenera și atunci ei unde se duc? Se duc la cine îi apreciază. Dacă ai o cârpă... Bunicul meu spunea așa, că atunci când vrei să te însori, dacă ești bărbat, că el privea lucrurile din punctul lui de vedere, spunea că atunci când vrei să te căsătorești, caută femeia care îți dorești să fie mama copiilor tăi. Nu-ți alege soția după cum arată, după cum se îmbracă, după nu știu ce, ci să te gândești, această femeie este cea care îmi doresc să-mi educe, să-mi crească copii, să-mi educe. Dacă da, atunci înseamnă că este exact ce ai nevoie. Asta era. Se căutau calitățile atunci și virtuțile. Da, la noi acum se caută altceva. Sclipirea, frumusețea de suprafață. Ce este iubirea reală? Ce din punctul nostru de vedere? Da. Aici totul trebuie să înceapă cu tine. Deci în momentul în care prin anumite, să spunem, meditații, rugăciuni, practici, ajungi să te cunoști foarte mult pe tine, înseamnă că ajungi să te iubești pe tine. Și asta este iubirea reală care începe cu tine. Nu-ți faci rău. Deci toate acele experiențe de care ziceam că au nevoie femeile și bărbații,
ca să ajungă să ființe umane evoluate și așa mai departe, te ajută, iubirea aceasta te ajută să alegi experiențele care te înalță și nu cele care te coboară. Dar nu poți să faci acest lucru dacă tu nu te cunoști foarte bine. E, prin ceea ce facem noi, am început să ne cunoaștem întâi pe noi. Să ne iubim întâi pe noi și când am fost plini de iubire, în interiorul nostru am fost pregătiți de o relație de cuplu să putem împărtăși această iubire. Cam aceasta este iubirea reală. Începe întâi cu tine. Dar trebuie să te cunoști foarte bine. Nu înseamnă că te cunoști că ai două mâini și două picioare și că îți place nu știu ce și nu știu cum. Trebuie să pătrunzi adânc în interiorul tău. Mai ai și tu ceva de completat? Da, ca să completezi ce a zis Costi. Chiar te rog, Miruna, pentru că iar ce, ne apropiem de plecare. După ce crește iubirea așa în tine și o simți, poți să o și transmiți celui de lângă tine și să o simtă ca energie, nu doar prin vorbă. Deci îi face o transmitere reală în cuplu și atunci cuplu durează. Da, dar trebuie să ai întâi iubirea. Dacă înțeleg eu bine, în momentul în care începi tu să iubești, deci să înveți întâi tu să iubești ca să primești iubire. Pentru că dacă tu trimiți spre univers nimic, nimic primești. Exact. Dragii mei, amândoi invitații mei, sunt emoționată așa astăzi, da? Amândoi invitații mei fac cursuri care s-ar putea să vă ajute să vă puteți regla și armoniza relațiile. Bineînțeles că există toate informațiile pe care le doriți în regie și puteți să sunați după emisiune și să cereți numerele de telefon și tot ce aveți. Vă promit în același timp că vom mai face emisiuni împreună, pentru că nu ne putem opri aici și exact cum spunea sora mea și prietenele mele, de câte ori e foarte interesant, imediat spuneți va urma. Așa că vă mulțumesc încă o dată că ați venit și vreau atât scurt de tot fiecare să mai spuneți câte ceva pentru, știți cum este jocul aici, să spuneți câte o vorbă de duh așa care să rămână și să-i încânte și să-i... Da. O să spun eu o vorbă care mi-a spus-o Costin și care îmi place să o aud în fiecare zi. În inima mea este loc doar pentru tine. E foarte frumos, e foarte frumos. Cred că poți să rămân. Bine, asta să rămână atunci pentru emisiunea de astăzi, care într-adevăr a fost un regal. Vă mulțumim frumos, emisiunea s-a terminat, vom avea și alte emisiuni frumoase. Vă dorim în continuare o seară și o după masă plăcută. La revedere! La revedere!